Bună ziua, doamnelor, domnilor, este ora 12, urmăriți special B1 TV. Ne uităm la agenda acestei zile și vedem un premier al Ungariei care a ajuns încă de ieri, Viktor Orban a ajuns încă de ieri aici în România, mai exact la Băile Tușnad. A avut o discuție pragmatică în această dimineață, o întâlnire informală cu premierul Ciolacu, după care se va întoarce cel mai probabil la Băile Tușnad. O discuție cu acest băiat obraznic al Uniunii Europene, au titrat multe din ziarele online de astăzi din România. Ce au discutat aceștia vom vedea de îndată, nu înainte de a vă spune ce mai urmărim noi în această dezbatere. E drept, pentru prima oră, pentru că avem 3 ore, un maraton de 3 ore. Avem un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru politici de dezvoltare pentru România, vreo 600 de milioane de euro. Înțeleg că prin acest împrumut se vrea consolidarea fiscală în România, cu accent pe sustenabilitate fiscală și creșterea echității a sistemului de pensii. Că tot vorbim de pensii, veți vedea, cariera profesională a românilor este cea mai scurtă din Europa. După 32 de ani, noi românii ne pensionăm. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care vă spuneam, le vom dezbate pe parcursul acestor 3 ore, cu precădere acum. Vedem așadar ce s-a întâmplat în această dimineață la Vila Lac, acolo unde premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns în această dimineață. Ieri seară, vă spuneam, a ajuns în România, întâmpinat la Băile Tușnad, unde va participa la Universitatea de Vară Tușvanioș, de către Iosef Mihai, capitanul Asociației Tradiționale a Husarilor din Vlăhița, care i-a oferit de altfel și o caschetă militară tradițională pe care și-a pus-o pe cap liderul de la Budapesta. Astăzi, vă spuneam, în această dimineață, Viktor Orban a ajuns la Vila Lac. La 10 fără un sfert era deja acolo. Cornel Chituce a urmărit ce s-a întâmplat la Vila Lac. Vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Cornel, bună ziua! Bună ziua, Eli, bun găsit, doamnelor și domnilor. O întâlnire interesantă astăzi la Vila Lac între Marcel Ciolacu și Viktor Orban. E important să le spunem celor de acasă faptul că pe lângă Marcel Ciolacu, la această întâlnire a mai participat și Kelemen Kunor, liderul UDMR. Știm că și anul trecut, atunci când premierul Ungariei a venit în țara noastră, liderul UDMR-ului a luat decizia de a participa la discuțiile care au avut loc atunci. Atunci știm că a fost și Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, prezent. În această dimineață, cum spunea și tu, Eli, în jurul orei 10 fără un sfert, la Vila Lac s-au întâlnit oficialii și au discutat în spatele ușilor închise, pentru că a fost o întâlnire informală. Anul trecut s-a discutat despre infrastructură, însă, potrivit unor surse apropiate coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu a avut o discuție legată de spațiul Schengen cu Viktor Orban, în condițiile în care știm că funcția pe care o are la această oră, Ungaria ar putea ajuta țara noastră într-o eventuală intrare în spațiul Schengen și cu granițele terestre. Știm că Viktor Orban a venit în țara noastră pentru a participa la acele evenimente de la Universitatea de Vară, care vă reamintesc că se desfășoară între 23 și 28 luna aceasta, și știm că au fost mai multe discursuri cel puțin interesante în anii precedenți. E interesant să vedem ce va spune premierul Ungariei și astăzi, atunci când va avea loc acel discurs în fața oamenilor de acolo. Cu siguranță, acea discuție pe care a avut-o Marcel Ciolacu cu acesta ar putea să ajute țara noastră în ceea ce privește spațiul de liberă circulație, cel puțin în teorie, pentru că știm, există mai multe restricții venite din partea Austriei, spre exemplu, care împiedică țara noastră să intre în spațiul de liberă circulație. Eli, înapoi la tine. Cornel Chitucea, mulțumesc pentru această corespondență. Așadar, în această dimineață, de la ora 10 fără un sfert, a început discuția informală, pragmatică, așa cum spune Marcel Ciolacu pe pagina domniei sale de Facebook, cu Viktor Orban pe subiecte de interes comun ale cooperării noastre bilaterale. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră înainte de a intra în dezbatere. Alături de mine în platou, analistul economic Răzvan Orășanu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Îi spun bun găsit și lui Alex Coita, consultant politic. Vă mulțumesc tare mult, domnilor. Așadar, dacă putem revedea această imagine de la micul dejun
de la Villa Lac, cu această față de masă pe care cred că cu toții ați remarcat-o, foarte interesant, la două croasante și un suc de portocale, un fresh de portocale, e drept, poate micul dejun consistent, Victor Orban l-a luat la Tujnad, de vreme ce a venit de ieri seară. Fața de masă de la bunica, adică a fost așa un fel de, să ne aducem aminte de vechile vremuri, ceea ce cumva e în ton și cu orientarea conservatoare a domnului Orban Victor, cunoscut ca un fel, un poate cel mai vașnic promotor al valorilor tradiționale, ar spune unii, ultraconservatoare, ar spune alții. Eu zic că e a doua astfel de întâlnire între Marcel Ciolacu și Orban Victor, cred că în ultimul an, ceea ce este un lucru bun, în limbaj diplomatic, așa cum poate să confirme, cred, și Răzvan Orășanu. Întâlnirea pragmatică înseamnă că nu a fost neapărat o întâlnire de curtoazie, adică o întâlnire de prietenie, o întâlnire cordială. Se știe că România și Ungaria au o agendă divergentă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește zona, regiunea noastră și zona globală. Ungaria este un stat asumat pro-Rusia, în timp ce România este probabil, împreună cu Polonia, cel mai mare susținător al... O întâlnire la care vedem a participat și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Dar ce vreau să spun este că e foarte important ca au loc astfel de discuții, pentru că România și Ungaria, vrând nevrând, au o agendă bilaterală extrem de importantă și avem anumite teme împărtășite care trebuie gestionate la nivel comun. Și aici e vorba, în primul rând, de minoritatea maghiară și de secui din Transilvania și zona Tușna, zona Covita, Harghita Covasna. Este vorba de problema mobilității, care, într-adevăr, din punctul meu de vedere, este principala temă de discuție între Orban și Ciolacu, tema mobilității însemnând Schengen rutier. Și asta sper că... Pe asta și mizează, de altfel văd inclusiv premierul Ciolacu. Va fi rezolvat în timpul președinției ungare, pentru că atât Budapesta cât și Bucureștiul au un interes clar, pragmatic și împărtășit în a asigura Schengenul terestru. Să nu uităm că Ungaria vrea să mențină o relație strânsă cu comunitatea etnic maghiară din Transilvania și pentru asta Schengen terestru este cea mai foarte prezentă pe rețele de socializare. Iore Gelt Tușnad a postat în această dimineață, bună dimineața Tușnad, iată Victor Orban cu nu pălăria, cu acea pălărie de husar pe care a primit-o ieri seară din imagine. Aici spuneau că iată au sosit Megyotteko, Fehervari, Hușaroc, au venit, iată, husarii de Alba Iulia. O întâlnire de la care vom primi promisiuni că da, vom adera cu spațiul terestru la Schengen, Răzvan Orășanu, dincolo de aceste schimburi comerciale de 13 miliarde de euro. Ce ar trebui să fie pe agenda noastră și la ce să ne așteptăm din partea discursului pe care îl va avea Victor Orban mâine la Băile Tușnad? Din fericire, nu depinde de Victor Orban aderarea noastră la Schengen. Sunt alții mai importanți care ne blochează, iar Victor Orban este izolat complet pe planul Uniunii Europene. Alminteri, șefii de externe din Uniunea Europeană i-au transmis un mesaj extrem de puternic, că nu vorbește numele Uniunii Europene când s-a apucat să meargă la Moscova și la Beijing, pentru că astea sunt ultimele pățanii ale domnului Orban, dar... Vorbeam cu Dorel Șandor, Dumnezeu să-l odihnească. Ultimul lucru înainte să ne părăsească, Dorel lucra la ceea ce înseamnă pericolul imaginarului pe care îl vedeți astăzi pus pe ecrane, acești husari. Deci ce se creează? Se creează un imaginar în care tratatul de la Trianon nu există. Se creează un imaginar în care Ungaria Mare există și există nu numai cu anumite zone din Transilvania, ci și cu Slovacia și așa mai departe, cu zone din Ucraina, Transcarpatia. Și domnul Orban se vede așa un urmaș al regilor Ungariei, care încă păstorește o minoritate. Lucru care este foarte favorabil domnului Orban, alminteri, pentru că el se păstrează la putere, inclusiv cu voturile maghiarilor din Transilvania, pe care i-a făcut cetățeni maghiari și au acum dublă naționalitate. Și acolo este o horă specific maghiară, un ciardaș pe care îl joacă în fiecare an organizat domnul Orban,
de niște oameni care nu recunosc niște adevăruri simple. Unu, că România este stat național unitar și indivizibil, că asta ne spune Constituția. Doi, că Trianonul este mort. Trei, că dezvoltarea regională a României va însemna comasarea unor județe astfel încât să nu se refacă regiunea autonomă maghiară de altă dată. Da? Deci nu se vor putea uni Mureșul cu Harghita și Covasna vreodată în vreo regiune europeană. Și plus, domnul Orban mai face ceva foarte periculos, pentru că nu recunoaște în ceea ce înseamnă conflictul ucrainean inviolabilitatea granițelor. Deci Europa de azi, tot sistemul de drept, tot sistemul de organizare, tot sistemul de relații internaționale, toată stabilitatea care este creată, se organizează pe recunoașterea granițelor. Ca atare, cine nu recunoaște granițele în Europa, de exemplu, cine nu recunoaște că Crimea este partea Ucrainei și e ocupată acum și nu partea Rusiei, nu face decât să încerce să destabilizeze toată zona. Și el asta face. Asta deși prin România trebuie să meargă instalații la centrala lui nucleară la Paci. Deși prin România trebuie să-i treacă gazele de la Alexandropolis ca să-i ajungă să nu depindă numai de Gazprom. Deși căile rutiere și Constanța este foarte importantă pentru domnul Orban. Dar din păcate noi nu am avut acea dexteritate în politica externă să fim și fermi. Și mai e ceva. Domnul Orban este pe teritoriul României. Deci eu aș vrea să văd un politician suficient de demn care măcar odată să-i interzică în mod expres participarea domnului Orban la Tujvanioș, pentru că este teritoriul românesc. 1 și 2. Dacă vrei să vizitezi o țară, vii tu frumos în capitală, ești primit la Palatul Victoria, nu la un croissant acolo la Vila Lacă. Și ăsta este un semnal diplomatic, practic l-am aruncat în derizoriu cu chestiunea asta pe domnul Orban, dar trebuie spus că până acum câțiva ani, până n-au existat protestele Ministerului de Externe român, domnul Orban nici nu dădea pe la București. El se ducea direct la Tujvanioș și se întorcea. Acum cât de cât s-a mai educat domnul Orban să treacă măcar prin capitală. Deci știe că are o țară vecină cu capital la București și nu la Tuș. Ne amintim, Alex Coita, la ediția trecută a evenimentului, Victor Orban declara că Ministerul Afacerilor Externe, minister mai român, i-a stabilit ce are voie și ce să nu vorbească la acest eveniment. Ulterior, Ungaria a anunțat că mai a convocat și ambasadorul la București după declarațiile făcute de Victor Orban la Tușnat. Da, într-adevăr, așa cum foarte bine preciza și colegul meu de platou, Răzvan Oroșanu, Ungaria, din păcate, pentru ei, în primul rând, și pentru vecinii lor, au o frustrare istorică uriașă. Ungaria Mare, care, mă rog, hărțile de care se vorbea mai devreme, este de 3 ori mai mare decât Ungaria actuală, deci ei au o problemă uriașă, din păcate pentru ei și din fericire pentru tot restul. Inviolabilitatea frontierelor nu este o chestiune negociabilă la nivelul Uniunii Europene. Ungaria este membru al Uniunii Europene și eu sper că va rămâne membru al Uniunii Europene, pentru că Ungaria în afara Uniunii Europene ar fi infinit mai complicat de gestionat și mai greu de mai imprevizibil. Cu emoții pentru discursul acum, de mâine al lui Victor Orban de la Tujvanioș? Nu am emoții. Eu nu mă circumscriu acestor reacții care vin de uneori din partea mai român și, într-adevăr, vin pe bună dreptate, pentru că nu este normal ca un lider străin să vină pe teritoriul României și să facă declarații de natură a genera instabilitate sau a inflama spiritele la nivelul unor minorități etnice. Aceste acțiuni vin din alte vremuri, însă nicio reacție din aceasta viscerală, o reacție emoțională din partea autorităților române, nu este binevenită. România trebuie să reacționeze calm, echilibrat, ca un stat matur, pentru că noi suntem un stat matur. Noi nu avem cereri teritoriale față de alte state. Noi știm să respectăm regulile dreptului internațional și credem și cred că putem ține sub control aceste manifestări, mai ales că, așa cum spuneam și cred că ăsta este punctul principal, România și Ungaria au o agendă comună. Nimeni la nivelul Uniunii Europene, nimeni la nivelul structurilor euroatlantice nu își permite ca vechile probleme etnice între români și maghiari să reînvie. Să nu uităm că din 1990, după incidentele la Târgu Mureș,
piatra de temelie a noii așezări regionale în Europa de Sud-Est, Europa Centrală și de Sud-Est, a fost acest pact informal prin care românii și maghiarii acceptau realitățile. Și asta a fost, practic, primul lucru care s-a întâmplat înainte ca lucrurile să se așeze în România. Deci nu se poate renegocia acest aspect. Orban Victor știe foarte bine acest lucru. Așa că dacă se mai întâmplă să mai aibă declarații deplasate, sigur că partea română trebuie să reacționeze, dar noi trebuie să înțelegem că noi suntem un stat mai puternic și mai mare decât Ungaria, suntem un stat matur și, în afară de a ne apăra interesele cu calm și cu fermitate în limita normelor europene, nu are rost să reacționăm cu egală măsură sau cu asupra de măsură, pentru că nu avem aceste frustrări. Noi suntem un stat așezat și care funcționează pentru propria dezvoltare. Roșan, în final, dincolo de această susținere fără echivoc a aderării României la spațiul Schengen cu frontierele terestre, iată, în mandatul președinției Ungariei, se vorbește și despre studiile de reîncepere sau începerea, de fapt, a studiilor de fezabilitate privind iată, legătura feroviară de mare viteză Budapesta-București, un proiect strategic de interes regional cu impact la nivelul rețelelor feroviale din regiunea Europei Centrale, spune domnul Ciolacu aici. Nu l-a avut alături pe domnul Grindeanu la această întâlnire să îl fi pus în temă îndeaproape. Da. Planurile sunt să se facă un tren de mare viteză, în primul rând Budapesta-Belgrad, cu susținere chinezească, iar noi am respins prezența investițiilor chinezești în România, în concert cu mare parte din Uniunea Europeană. Dar totuși aș spune ceva. România trebuie și ea să oferă o alternativă luminată de dezvoltare economică maghiarilor din Harghita și Covasna, care de multe ori sunt în urma restului țării. Prin construcție de drumuri, zice, să știi. Ba, da. Prin construcție și de drumuri care să-i lege cu Bucureștiul. Au primit foarte mulți bani via Victor Orban acolo. Păcate, asta e punctul pe ei, că au primit bani via Victor Orban. Deci, în anumite localități din Harghita și Covasna, prin restaurarea unor castele istorice, prin restaurarea unor școli, prin construcția unor stadioane și așa mai departe, finanțate prin fundații străine direct de la Budapesta, parcă uneori se simte mai tare suflul de la Budapesta decât suflul de la București. Și noi trebuie să fim conștienți de treaba asta și să împrăștiem dezvoltarea noi România, tu, statul eu? Român și autoritățile românești, că despre ele e vorba. E vorba când fac dezvoltarea teritorială, când fac împărțirea banilor. Nu știu, eu că merg încolo în Harghita, știu că merg pe un drum bun construit de Umbrărescu. Sunt drumuri bune, făcute cu bani de la guvernul român. Indicatorii de dezvoltare economică, întreprinderile, fabricile și așa mai departe, nu sunt la nivelul restului țării, nu sunt nici pe departe la nivelul Brașovului măcar. Da, da, da. Da? Deci și România trebuie să facă un pas istoric, să depășească această chestiune Gheorghe Funar versus nu știu cine, da? Sper că le-am lăsat în anii 90 tâmpeniile astea, și cumva să oferă o soluție acestei minorități naționale, o soluție care să încadreze în România. Pentru că vreau să vă spun ceva. Sunt maghiari care recunosc ei înșiși că nu au cunoștințele de limba română, ei fiind în școli ale minorităților, nu au cunoștințele de limba română ca să se poată muta la Brașov sau în altă parte și să crească economic, să se dezvolte. Deci sunt unii părinți maghiari care recunosc că ar face mai bine să învețe limba română și ei văd această realitate, nu le impune nimeni și nu vrea nimeni să îi desrădăcineze sau alte povești. Dar mulți dintre ei preferă să lucreze în Ungaria decât să meargă la... Concluzia este următoarea. Nu trebuie să lăsăm pe Victor Orban să creeze falii în societatea românească, pentru că el asta își dorește și pe faliile astea și-a construit toată cariera politică. Da, nu știu dacă neapărat falii. Concluzii, acolo, pentru că Harghita, vreau să mergem mai departe. Sunt secui, o minoritate etnică distinctă de maghiarii clasici, mainstream. Ei sunt puțin enclavizați, într-adevăr, și asta e și... cumva îi condamnă la un pic de subdezvoltare, pentru că nu poți să te dezvolți neintegrându-te în țara din care faci parte. Acum, la nivel de infrastructură, e adevărat că e greu de ajuns acolo. O să fie conectați prin autostrada A8 în nord, care va lega Transilvania de Moldova, și pe autostrada Bacău-Sibiu, care va fi
făcute în următorii ani. Dar, mă rog, la nivel de concluzii... Bani să fie, adică nu, să tot facem deficit, nu? Fie. Că facem investiții, așa nu, ne spune domnul Ciolacu, deficitul ăsta. Acești bani vin din fonduri europene, în mare parte, deci nu e problemă până în 2030. După aia mai vedem că... Urmărim așadar declarațiile pe care le va face liderul Ungariei, liderul, premierul Ungariei mâine la Băile Tușnad. Și domnia sa a plecat înapoi spre Băile Tușnad, a ajuns ieri seară. Și premierul Ciolacu a plecat într-o vizită în țară, în județul Francia, pentru a vizita câteva sisteme de irigații, pentru că situația din agricultură, din cauza acestor zile toride, a caniculei, nu stă deloc pe roz. Se vorbește chiar de pierdere de până la 3 miliarde de euro, aproape 1% din produsul intern brut. Că vorbim de bani, de lipsa banilor, dar de investițiile pe care trebuie să le facem chiar și în infrastructură. Atenție, bucureșteni, podurile și pasajele sunt un pericol pentru populație. Cele mai multe dintre ele au grad maxim de risc de colaps, mai exact Obor, Lujerului și Băneasa. Este în legătură telefonică directă cu noi Ștefan Edveș, colegul meu, realizator Drumurile Noastre. Bună ziua, Ștefan Edveș! Să rămână, bună ziua! Păi, ne temem, da? Să intrăm și în pasaje. Acum asta ne mai lipsea. Avem clădirile astea cu risc, care stau și ele să cadă cu bulină pe pasaje. N-am văzut buline. N-ai pomenit, Eli, cel mai important lucru și cel mai grav din acest oraș, din această capitală a țării, pasajul Basarab, care a fost inaugurat pe 19 iunie 2011, care nu are recepția, și din acest moment, din ce știm de câteva luni și chiar în acest moment, cad diverse obiecte de pe acest pod. Pod nerecepționat, pod cu grave probleme. Deci, încă o dată, vorbim despre pasajul Basarab. Ca să nu, dacă tot ai precizat acea zonă de la Lujerului, acel pasaj de la Lujerului, pasajul subteran, au început să cadă bucăți din acel pasaj. Trec des prin acel pasaj, cel puțin o dată pe săptămână. Deci în pasajul de la Lujerului, în acest moment, este un pericol să treci, să te încadrezi pe banda 1 sau banda 2. Nu mai vorbim de acele cratere din asfalt. Primăria Capitalei ar trebui de urgență să formeze o celulă de criză sau să inițieze un proiect de lege, să spun așa, să-l aducă la nivel guvernamental, pentru că vorbim despre puncte critice rutiere din București. Păi, vorbim de o simplă șosea. Lujerului, Băneasa, da. Adică cred că sunt din toate zonele... Băneasa, să spunem așa, este relativ nou în ghilimele, construit nou, dar în toate perioada 2010. Da, este un pasaj, să spun așa, cu o vechime de vreo 13-14 ani, lângă, în zona de nord a capitalei, și e un pasaj mult mai scurt, să spun. Adică n-ar fi probleme foarte, foarte grave. Evident, și la Obor sunt probleme în acest moment. Ar trebui primarul capitalei de urgență pe o... La primăria capitalei nu sunt bani, pentru că am văzut că și acolo sunt sistate lucrările. Păi, la primăria capitalei, dacă nu sunt bani, în cazul ăsta probabil mergem la guvern să cerem. Să treacă iarna, să spun așa, pasajul Basarab, sper să treacă iarna acest pasaj, cel târziu la primăvară, dacă nu vor fi inițiate aceste lucrări de reparații capitale de urgență, probabil că după podul Grant se închide pasajul Basarab. Mulțumesc tare mult, Ștefan Edveș. Așadar, poduri și pasaje, înțeleg, pe lângă acestea trei care au clasă 5 din 5 grad de risc, alte 15 poduri și pasaje din București au gradul 4 de risc, adică au nevoie de reparații. La Primăria Capitalei nu sunt bani, poate să cerem, nu? Domnul primar
Nicușor Dan să ceară bani la Guvernul României, poate din fondul de rezervă să se găsească niște bani pentru reparațiile acestor pasaje. Înțeleg, vreo 500 de milioane de lei ar fi necesar doar pentru primele trei de care vorbeam, Răzvan Orășanu. Păi da, da. Pe de altă parte, bugetul capitalei este de 1 miliard de euro pe an. Pot să se împrumute, au încă plafon să se împrumute, deci ei au făcut, din păcate, doar o inspecție superficială. Nu am termenii exact legat de chestiunea asta cu construcțiile, însă știu că la un moment dat au anunțat că au inspectat toate podurile, nu le-au inspectat făcând acele inserții cu burghiurile care îți permit să vezi în structura materialului ce este, însă au făcut suficient de bine cât să le categorisească și tu ai citit categoriile exact cu 4-5 care sunt cele mai afectate. Dar dincolo de asta este o problemă enormă legată de responsabilitatea celor care au dat drumul la circulație practic 12 ani pe pasajul Basarab fără ca el să fie recepționat și expertizat tehnic. Bun, acum asta și gândești, ar fi însemnat nu Alex Poita să nu fi avut de 12 ani de zile că n-aveam recepția asta, să nu fi mers pe pasajul ăsta. Să nu, adică este incredibil, eu sincer nu știam această informație că nu există recepția făcută. Bun, aici e o chestiune juridică, nu sunt expert, poate Ștefan Edve știe mai bine, dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva pe pasajul Basarab, cine își asumă răspunderea? Constructorul. Pentru că dacă beneficiarul nu a recepționat lucrarea, înseamnă că răspunderea revine în continuare constructorului. E o chestiune destul de bizară din punctul meu de vedere, mai ales că pe lângă pasajul Basarab, din câte știu, și pasajul Lujerului și pasajul Lobor au fost renovate, refăcute în ultimii, să zicem, 10 ani, ceva de genul acesta. Dar aici probabil că nu au fost intervenții structurale. Eu m-aș bucura, sincer, acum avem un primar reales, primarul Nicușor Dan, cu un grad mare de încredere în rândul cetățenilor capitalei, m-aș bucura să vedem o accelerare a proiectelor de infrastructură. Domnul Dan are, în momentul de față, 50 de kilometri de linie tramvai care arată ca pe vremea când eram noi mici, acum 40-50 de ani. Este ceva jalnic, cu licitații lansate încă de acum un an și jumătate. Și din acești 50 de kilometri, tot ce vedem este linia 5, linia corporatiștilor, între ghilimele, cum se numește, care și aia a fost istată. Domnul Nicușor Dan spune senin că da, nu mai sunt bani, dar o să facem la un moment dat o rectificare și le dăm și bani. E un concediu care se la rectificările bugetare. Adică sunt atâtea linii care așteaptă, nu avem nicio informație. Există acea licitație de a cumpăra 270 de tramvaie care a rămas la nivel de studii de oportunitate, de studii de piață, nu mai există nimic nou. Nu știu, mi se pare că îmbătrânim efectiv și orașul ăsta rămâne din ce în ce mai mult în urmă. Ritmul este pare că e în lucru mereu ceva în București ăsta. Nu știu dacă ați venit, dar pe Chiselef, primele două benzi de lângă Muzeul Antipa până în sus, până spre bustul regelui Mihai, sunt blocate pentru că și acolo se lucrează ceva. Deci nu rămânem în trecut așa. Dar mai bine s-ar lucra în forță și să terminăm în 2-3 ani, pentru că nu se mai cât putem să mai așteptăm să avem și noi un oraș, adică București fiind un oraș foarte bogat peste media Uniunii Europene și care merită să aibă măcar o infrastructură decentă. E păcat. Nu putem să vorbim că nu sunt bani. Este penibil, așa cum spunea și Edveș. Uite că nu prea sunt bani. Vezi deficit. Ba da, sunt bani. Unde? La primăria capitalei? Sunt destui bani la primăria capitalei. S-a lăudat domnul Dan în campanie care un rating mai mare decât cel suveran al României, deci să pună mâna să facă proiectele, că nu chiar așa cum, să cumpere și acele tramvaie, să găsească finanțare și să se miște mai repede, că nu mai avem timp să mai așteptăm încă 10 ani când există toate pârghile să se întâmple schimbarea acum. Și nu cred că nici Ciolacu și nici ăștia din guvern nu o să-l susțină. Sunt puși pe investiții, domnul Ciolacu, Grindeanu, n-ai văzut? Asta ne la nivel național, nu, la nivel național sunt 700 și ceva de kilometri de autostradă în construcție, plus încă 280 la nivel de diferite faze de licitație. De ce nu se poate și în București să ajungem la nivelul ăsta? Dacă s-a putut la transport unde zeci de ani de zile stă, băteau pasul tăloc să se miște, să se miște și la București. Bine, aici e un alt manager, ca să spun așa, de care... Eu vreau doar să-l motivez pe domnul Nicușor Dan, să-l impulsionez, deși e vină, să fie mai energic, așa, mai vioi, mai cu tonus. Am zis, Alex Păita, cel care se pricepe la rectificările bugetare din primărie în concediu până la sfârșitul lunii. Consilierul Mardarovic ieri din partea liberalilor ne-a spus că la sfârșitul lunii va fi această rectificare bugetară efectuată ca să
reia linia 5. Da, dar nu știau că o să aibă probleme cu plățile înainte să plece în concediu. Vai și amar, hai că e penibil și am săturat de... Nu știu cât de bine sau de rău. Au pierdut o lună de lucrări. Poate intră în iarnă, vine zăpada și rămânem cu linia aia așa. Bine, măcar că de tot asta constructorii, domne, am construit până la ce dată ne-ai plătit. Acum ne-am oprit, nu ne-ai mai plătit. Nu sunt întârzieri. Putea să punem mâna pe telefon să-i spune cu siguranță dacă ar fi avut o comunicare, ar fi continuat cu lucrările. Da, ce să zic, e... Noaptea minți. Trăim aici în București, asta ne face viața unora mai puțin frumoasă. Banca Mondială însă ne ajută, Răzvan Orășanu înțeleg că ne dă un împrumut pentru politici de dezvoltare în România, aproape 600 de milioane de euro. Citez eu aici din acest document, prin intermediul acestui împrumut, Banca Mondială sprijină consolidarea fiscală în România cu accent pe sustenabilitate fiscală, să ne explici puțin acest termen, și creșterea echității sistemului de pensii. Vă traduc în două cuvinte. Tranșa a treia stă pe loc, pentru că n-am făcut... De la PNRR. Tranșa a treia de la PNRR stă pe loc, deci noi nu încasăm 2 miliarde și 200 de milioane de la Bruxelles, pentru că nu am făcut reforma pensiilor. Și a fost o chestiune care a devenit un meci de fotbal politic, s-a pasat mingea de colo-colo, s-au făcut fente, acum a venit de contul, trebuie cineva să facă treaba asta. Și constatăm că nu poate Ministerul Muncii să facă treaba asta și ca atare va da cartoful fierbinte, îl va pune fix în mâna Băncii Mondiale să ne facă Banca Mondială o propunere de reformă pe care noi eventual să o mai ajustăm un pic și după aceea să o aprobăm. Nu ne arată foarte grozav din punct de vedere al capacității administrative. Dar dincolo de chestiunea asta cu capacitatea administrativă și cu pensiile și cu PNRR-ul, ce v-am explicat mai devreme, este o reală problemă pe care o avem și asta indiferent de guvernare. Veniturile la bugetul de stat sunt undeva în zona 28-30% din produsul intern brut. Deci noi, de exemplu, vrem educație ca în Norvegia, dar aia au 60% din produsul intern brut, venituri la buget. Da? Eu nu vreau să ajung ca țările scandinave, Doamne păzește, că sunt un om care consider că rolul statului trebuie să fie destul de limitat sau ponderat. Dar nici așa ca în România. Pentru că eu pot să vă explic cum un om poate să meargă toată ziua prin acest oraș și să nu plătească nicio taxă, nicio impozit, niciun TVA. Și plătește doar cash. Deci și vi-l pot plimba toată ziua prin oraș. De la magazine de textile, la Dragonul Roșu, la flori, la piață, la meditații, la frizer, la băcănii de cartier. Vi-l plimb toată ziua prin oraș și plătește zero taxe. Și vorbim de capitala țării. Vă dați seama ce este la, nu știu, Vaslui. Da? Deci trebuie odată să punem acea posibilitate de a plăti cu cardul în toate magazinele din țară, iar ANAF-ul trebuie să facă bine să-și dezvolte nu numai o unitate de digitalizare cum își doresc, ci trebuie să înțeleagă că au nevoie, cum are fiscul italian, de exemplu. Doamne, deci noi cu ANAF-ul ăsta stăm fiscul ăla din 1900. Fiscul italian, fiscul italian are o unitate de 200 de oameni foarte pricepuți la statistică și care îl ia pe Cutărescu. Ui, dumneata, ai un Ferrari. Foarte frumos. Ia să vedem dacă din venituri impozitate. Și să vedem de unde ai avut dumneata bani să-ți iei Ferrari. Păi da, să ia pe ăsta care chiar au Ferrari, că e și ușor să identifici vizual. Și... Vedeți ce înseamnă? Asta înseamnă baze de date încrucișate între Ministerul adică de Interne și FIS. Digitalizare, așa. Și mai înseamnă cineva care știe să le interpreteze și mai înseamnă o știință pe care țările europene avansate o au. Da? Și acolo foarte frumos, dacă ai o discrepanță de venituri, de exemplu, îți crezi veniturile cu 300% într-un an, îți vine statul și îți bate la ușă și zice bună ziua. Am observat că au crescut veniturile cu 300%. Vreți să vă facem un control de fond ca să observăm unde trebuia să plătiți taxe și impozite exact? Sau ne dați 10-15%, batem mâna și am plecat așa cum am venit. Și cei mai mulți... Dar asta presupune acești 200 de oameni capabili, un tartor care să-i organizeze, să le facă o strategie. Ați fost într-o unitate fiscală, cum s-au și reorganizat acum? De curând deci nu, slavă Domnului, cu STV-ul ăsta am reușit să mă descurc. Sunt în continuare niște
dosare cu sfoare de iută, da? Deci sunt dosarele alea cu șină puse tank și undeva deasupra, acum, unde aproape se întâlnesc dosarele fizice cu tavanul, mai sunt și niște păienjeni, lucruri de felul ăsta. Deci nu, nu poți lucra. Digitalizarea asta nu se poate face și tu, Răzvan Oroșanu, de păi da, azi da, pe mâine apăsăm și, buton enter și gata. Există și reversul. Există și reversul cu exces de zel. Eu știu de un caz, întâmplător am dat rapid, peste cazul rapid, că vreau ăsta să mai vorbim și despre cariera profesională a românilor. Într-un oraș important din capitală intră doi inspectori fiscali care tabără pe un nenorocit care avea o firmă de IT, de reparații laptopuri. Așa. Și stau în cârcălul ăla, îl nenorocesc, îl zăpăcesc o săptămână, îl termină pe ăla. 1000 și ceva de lei era. Păi, erau bani. Da. Erau bani, gata. Deci, iată, cariera profesională a românilor este cea mai scurtă din Europa. Alex Coita, te-ai gândit după câți ani în câmpul muncii vei ieși la pensie? Nu, nu m-am gândit și nici nu pun mari speranțe că legate de pensie. Deci, iată că noi muncesc ca să pun bani deoparte ca să pot să trăiesc și la bătrânețe. După statisticile Uniunii Europene, că va colapsa sistemul. După 32 de ani. Eu nu cred că va colapsa sistemul. Eu cred că până ies eu la pensie nu o să mai aibă nicio legătură cu ce e acum societatea. Cred că o să fie cu totul alte reguli. Adică despre ce pensia, cred că e ultima noastră problemă. Așadar, înainte de pensionare, românii lucrează, doamnelor, domnilor, în medie puțin peste 32 de ani, fiind poporul cu cea mai scurtă durată medie de viață profesională. Așa ne arată datele Eurostat publicate. Media europeană este undeva la 39 de ani în câmpul muncii. Olanda, respectiv Suedia, înregistrează cele mai mari valori, aproape 44 de ani în câmpul muncii. Veți vedea și această informație, urmată de Danemarca, 41,3 ani. Cine mai e? Croația, 34 de ani. Italia, 32,9. Am pus și polul opus, România, 32,2. Dar cum e explicat asta, Eli? Pentru că eu știu că România, în egală măsură, este și țara cu cel mai mic procent din populație cu studii universitare. Adică nici nu poți să spui că oamenii ăștia sunt mai puțin în câmpul muncii pentru că fac doctorate. E foarte interesant și foarte bine, interesant și modul de calcul. Probabil, posibil o variantă pentru aceste cifre oarecum surprinzătoare pentru mine este și faptul că, din păcate, mulți români lucrează în economia informală. Economia informală însemnând economia nefiscalizată, nemonetizată la țară, unde nu intră în sub scrutinul, să spunem, al Ministerului Muncii, al Revisal, nu sunt, practic nu există, ceea ce e o mare problemă. Oricum ar fi, această cifră de acest număr de 32 de ani este o mare problemă pentru România. Personal aș fi foarte curios să văd și contextul și explicațiile care au fost date de autorități pentru acest fapt, pentru că totuși, inclusiv ce vorbeam legat de pensii, cu cât sunt mai mulți oameni care cotizează la, mai puțin oameni care cotizează la pensii, pentru că asta înseamnă că suntem cu 10-15% mai sub așa, cu atât va fi o povară mai mare pentru generația noastră care cotizăm și ulterior perspectivele sunt exact cum spunea și Răzvan Oroșanu. E mult, e puțin să lucrezi 32 de ani, e doar 32 de ani sau asta e? Sunt 32 de ani. Deci eu m-am uitat foarte atent la dacă există explicații. Explicații oficiale nu au fost date, dar din cercetările trecute pot să intuiesc unele posibile lucruri. 1. Avem un sistem la pământ de arte și meserii. Deci dacă în alte țări există sistemul ăsta dual în care te și duci la un liceu sau faci ceva și lucrezi într-o companie în paralel și după aia faci la săral studii, în România nu există. În România există pensionarii speciali care grevează pe această medie. Deci noi suntem singura țară din Europa cu pensionari la 40 și ceva de ani. Corect. Știți, discuțiile nu le mai reau. De asemenea, avem o foarte proastă încadrare în muncă a celor peste 50 de ani. Există această discriminare, aș numi-o, în care firmele se descotorosesc de cei care depășesc 50 de ani. De exemplu, în Singapore, care este țara din lume care folosește cel mai mult munca celor dintre 50 și 65, au făcut o lege specială care le permite să rămână în companiile cu exemple, în care mai au de aici, fost. Singapore, cu pe bune, Răzvan Oroșanu, sunt tabelul ăsta, dacă mai putem, da, hai Estonia, de exemplu, ca să nu ne uităm nici la țările nordice. Dacă, acolo, uite, Estonia, se muncește pe brânci, acolo în Estonia, de exemplu, există tot sistemul informatizat,
toate contractele de muncă și se verifică atent. Ori la noi, noi nu că avem atâția oameni care nu muncesc deloc, dar ei muncesc la negru. Deci riscul este ori să fie încadrat cu două ore, parțial, ori să nu fie încadrat deloc cu o carte de muncă. Sunt oameni care muncesc în sistem informal. Sau au diferite slujbe, taximetrist, lucruri de felul ăsta, care nu sunt încadrate sau sunt trecute cu un minim de ore. Și atunci, aici avem de multe ori discrepanțe. Plus, sunt oameni care sunt în discontinuitate. Că cifrele sunt doar din România, dar ne avem nenumărați români care încep în România, se mai duc 3 ani în Spania sau Germania, se reîntorc. Noi nu avem un sistem european de lucru cu adevărat încă. Nu s-a născut deși încă... Deși parte acestei mari familii. Deși suntem parte, dar încă nu s-a născut această bază de date. Cu asta, pauză publicitară, ne reîntoarcem cu știri externe. Rămâneți alături de noi. Reprezentantul ambasadei ruse în București a fost convocat de urgență la MAE, asta după ce mai multe rămășițe de drone rusești au fost găsite pe teritoriul României ca urmare a atacurilor lansate asupra porturilor ucrainiene. MAPN verifică în continuare locurile indicate de localnici pentru a găsi alte eventuale bucăți. Între timp, o reacție a venit și din partea NATO, care a transmis că actele Rusiei sunt irresponsabile și potențial periculoase. În continuare, alături de mine, Răzvan Orășanu și Alex Coita. Iar Nicolae Ciucă, fost premier, ministru al apărării și lider al PNL și președinte al Senatului, spunea că știu că orice știre despre căderea unor drone pe teritoriul României poate provoca neliniște și reacții pripite, dar fără o evaluare adecvată a situației și fără cunoașterea contextului geopolitic și militar, orice declarații incisive din partea liderilor politici ar face mai mult rău decât bine. El a mai subliniat acolo, Răzvan Orășanu, că nu ne bombardează nimeni și că singurele obiecte care pot ajunge pe pământul nostru sunt doar resturi de echipamente care au fost deja distruse. Au ajuns drone la Çatalkyöy. Acum sunt... Ucrainenii spun 3, Ministerul Apărării spune că recunoaște o dronă care ar fi căzut la Plauru. Am avut o dronă care s-a înfipt în insula Marea Brăilei pentru că era zonă nelocuită, dar în mod clar Rusia a vrut să vadă care sunt sistemele de apărare românești și ce să vezi, ele nu prea sunt. Iar NATO a răspuns deocamdată doar cu un echipament de 1 miliard de euro pe care ori urmează să vină, ori nu e pe deplin implementat, dar care ar fi singurul care ar fi în stare să depisteze aceste drone. Oricum, concluzia este, toată lumea ne spune să nu ne panicăm, totuși teritoriul aerian, costier cu minele marine de la Costinești, teritoriul Mării Negre pe sectorul românesc, toate astea sunt în momentul de față sub presiune. Fie pentru că vor să bombardeze portul ucrainean de la Izmail, care este peste drum de Plauru și Çatalkyöy, pe Dunăre, pe malul celălalt, ori pentru că vor să vadă alte sisteme în Marea Neagră cum funcționează. Dar pe mine totuși nu mă încântă că teritoriul României are obiecte militare străine din acest război învecinat și totuși nu se convoacă Consiliul Suprem de Apărare al Țării, nu există o reacție mult mai energică și noi rămânem la niște reacții foarte palide, hai să o spun direct, de la Ministerul de Extern. Alex Coita, experții noștri militari monitorizează situația și fac totul pentru a păstra siguranța românilor. Dar, atenție, ce vorbim acum de fragmentele drone care cad întâmplător sau intenționat pe teritoriul României, nu este o chestiune militară, este o chestiune de război informațional. Rușii, dacă se întâmplă așa ceva voit sau provocator sau din greșeală, între ghilimele, pentru că ei, de fapt, atacă obiective pe teritoriul Ucrainei și ucrainenii când lovesc dronele, cad bucăți pe teritoriul României, probabil că e un mix între cele două, rușii se bucură și ei vizează nu neapărat să atace teritoriul României, cât să degenereze neîncredere în autoritățile statului român. Asta este miza lor, este o chestiune informațională. Acum, legat de ce putem noi face pentru a ne apăra de dronele rusești, răspunsul, din păcate, este unul care nu putem face mare lucru. Pentru că, repet, nu este o chestiune militară, este o chestiune informațională.
rușii nu o să atace niciodată voit un obiectiv de pe teritoriul României, pentru că ar însemna automat că intră în război cu NATO și ar fi ceva care depășește chiar și capacitatea lor de a genera conflicte pe teritoriul internațional. Ar trece o linie roșie cu consecințe groaznice atât pentru NATO, dar și pentru Federația Rusă, pentru că ar fi inimaginabil. Deci nu se, dacă se va întâmpla, Doamne ferește, ca din greșeală o bucată de dronă să lovească un obiectiv sau să existe pagube materiale semnificative sau și mai rău pagube umane, cu siguranță ne-am trezit într-o situație de criză. Pe de altă parte, autoritățile române care sunt cunoscute pe că nu prea... Măcar să fie ceva mai vigilente, adică să ne anunțe autoritățile române că, domne, au fost identificate, să nu aflu de la ucrainieni că au căzut pe teritoriul țării noastre. Deci nu există, nu au ce să anunțe. Hai să ne trezim. Nu au ce să anunțe. Să anunțe că ce? Ei pot să spună doar ce spun eu, dar eu spun asta că sunt analist politic. Eu pot să zic că sunt, ei nu sunt nici ministrul apărării, nici premierul României. E foarte delicat să comunici cu cetățenii aceste aspecte, pentru că în momentul de față noi nu putem să mergem să țintim drone rusești, că avem sau noi echipamente, pentru că asta ne-ar plasa cumva în marja sau în siajul conflictului cu Ucraina și ar fi periculos și pentru noi și pentru NATO. Și nici, ok, putem să ne lansăm în declarații belicoase la adresa Rusiei, domnule, potoliți-vă cu așa, dar într-un fel e mai bine că o face NATO, pentru că am văzut Mulțumesc. Reacția NATO și... E mai bine că ne arată că avem această umbrelă din partea NATO în care românii Mulțumesc, sper că au încredere. Mulțumesc, Asta Alex Coita, Răzvan Orășanu, pentru prezența la Special B1 TV. Ne oprim, pauză publicitară, ne întoarcem la ora 13. Liderii politici despre subiectele la zi, evident, aici la B1 TV.